Problemele cu acneia sunt frustrante, indiferent de vârsta la care apar, dar pot fi deosebit de jenante pentru adulți. Din păcate, acneia poate apărea uneori până la 30, 40 și chiar la 50 de ani. Uneori, este chiar posibil să nu suferi de acne în adolescență, dar să te confrunți cu această problemă mult mai târziu în viață. Chiar dacă ai o rutină de îngrijire a tenului perfectă, tot poți să te confrunți, fie și ocazional, cu episoade acneice care, aparent, nu au nicio cauză evidentă. Dacă ai încercat toate metodele pentru a scăpa de inesteticele coșuri, dar fără succes, iată care sunt cele 5 cauze surprinzătoare ale acneei la adulți. Dacă îți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like, ne ajuți să progresăm. O cauză simplă a episoadelor acneice, dar ușor de uitat, este, de fapt, fața ta de pernă. Dacă nu o schimbi frecvent, acumularea de sebum de pe piele și din păr se poate transfera înapoi pe piele și poate avea drept rezultat apariția coșurilor. Fețele de pernă din bumbac sunt foarte bune, dar rețin umezeala, și asta este o problemă mai ales vara când transpirăm destul de mult în timpul nopții, creându-se un mediu propice dezvoltării bacteriilor care se răspândesc pe piele. O soluție facilă la această problemă este spălarea și schimbarea fețelor de pernă la fiecare 2 sau 3 zile. O altă chestiune de care multe femei uită este curățarea și înlocuirea ustensilelor de machiaj. De asemenea, poți investi într-un detergent special pentru pensule și aplicatoare de machiaj pentru a te asigura că sunt perfect curate atunci când le folosești pe piele. Dacă nu sunt curățate frecvent și uscate bine la aer, aceste instrumente, care în mod obișnuit te ajută să devii mai frumoasă, vor funcționa împotriva ta. Resturile de pudră, fond de ten, sebum de pe piele rămase în ele le pot transforma într-un adevărat paradis al bacteriilor, care odată ajunse pe pielea ta provoacă apariția coșurilor. Este posibil să nu-ți fi dat seama, dar produsele pentru păr pot fi o cauză frecventă a episoadelor acneice. În această categorie intră șamponul, balsamul, dar și produsele de coafat. În special, sulfații pot fi problematici pentru persoanele care suferă de acne. Sulfații sunt agenții de curățare prezenți în majoritatea șampoanelor și balsamurilor și pot pătrunde în pori în timp ce îți speli părul, rezultând pori înfundați pe spate, piept, față sau frunte, pe linia părului. Diferite ingrediente din alte produse precum șamponul uscat, fixativul, spray-urile de strălucire sau volum și uleiuri de păr pot cauza același tip de probleme. O soluție simplă este să te speli pe păr ținând capul înclinat pe spate, astfel încât șamponul să nu ia contact cu fața. De asemenea, atunci când folosești balsamul sau alte spray-uri pentru păr, îți poți proteja fața folosind o coală de hârtie. Unele medicamente au ca efect secundar apariția acneei sau agravarea acestei probleme. Dacă ai reușit să corelezi începerea unui tratament cu un episod acneic, optim ar fi să te adresezi unui dermatolog care este în măsură să îți propună soluții adecvate pentru tenul tău, dar luând în considerare și alte aspecte care țin de sănătatea ta. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.